Târgul de Crăciun din Sibiu și-a deschis oficial porțile pentru vizitatori. Mii de oameni au luat parte la aprinderea luminițelor din Piața Mare. Intitulată Christmas Unboxed, ediția de anul acesta se anunță a fi una impresionantă și plină de surprize. Așteptările organizatorilor sunt mari, având în vedere succesul edițiilor anterioare, când peste 300.000 de turiști din țară și de peste hotare s-au bucurat de magia sărbătorilor în capitala Crăciunului, așa cum este numit Sibiul în această perioadă. Închideți ochii și spuneți așa: ne dorim să se aprindă luminițele Brăduțului. Ne dorim să se aprindă luminițele Brăduțului. 3, 2, 1 și ia! Târgul de Crăciun din Sibiu a devenit un eveniment de neratat în preajma sărbătorilor de iarnă. În fiecare an, peste 300.000 de turiști din țară și de peste hotare ajung special la Sibiu pentru a se bucura de atmosfera de poveste. Intitulată Christmas Unboxed, ediția de anul acesta se anunță a fi una impresionantă și plină de surprize. Sibiul se transformă pentru încă un an în capitala Crăciunului. E o ediție în care am modificat întreg conceptul, am rearanjat Piața Mare, am creat în Piața Mică Santa's Land, tărâmul celor mici, cu foarte multe surprize pentru ei. Din luna decembrie vom ocupa și o parte din Piața Huet, unde vom amplasa mai mulți brazi pe care copiii vor putea decora de-a lungul lunii decembrie. În Piața Mică avem o nouă surpriză, tot așa o primim era anul acesta, o cabană tiroleză din lemn masiv construită în Austria, special pentru Târgul de Crăciun de la Sibiu. Iar surprizele vor continua de astăzi până în 5 ianuarie. Așteptăm în Sibiu toți turiștii din țară și din străinătate să petreacă cea mai frumoasă perioadă anului aici, în capitala Crăciunului din România. Turiștii care au luat parte la aprinderea miilor de luminițe colorate s-au arătat încântați de noua transformare a târgului. Mulți nu sunt pentru prima dată la Sibiu, dar spun că revin de fiecare dată cu aceeași bucurie. Thank you. Anul ăsta parcă arată mai bine, un pic mai elegant, așa, cu muzică live în loc de boxe. Parcă arată mai bine decât în alți ani. E foarte frumos. Da, mi-e plac luminițele. Luminițele în general. Asta am așteptat. Și toată atmosfera asta de Crăciun. Vinul fiert. Da, noi deja am început să ne împodobim ca să fim în temă cu Târgul de Crăciun. Suntem din Telorman. Am venit special pentru Târgul de Crăciun, foarte frumos, revenim și anul viitor și la toată lumea, sărbători fericite, tot ce vă doriți! La ediția de anul acesta participă peste 120 de expozanți din 36 de județe ale țării și artizani internaționali din Israel, Ungaria și Italia. Produsele oferite de la decorațiuni artizanale și cadouri unice până la delicii culinare și băuturi calde s-au dovedit deja a fi pe placul vizitatorilor. Am venit numai cu bunătăți, am venit cu bagli, cu cozonaci, bineînțeles, cu chiurtăși, cu langoși, avem de toate. Avem turtă dulce, avem cornulețe, numai și să nu vă zic că turtele dulce sunt făcute manual, fiecare bucată, așa că vă așteptăm cu mult drag.